Jocul de la Mioveni a deschis etapa a 8-a a play-off-ului Ligii a 2-a, rundă intermediară, și nu a fost unul foarte spectaculos în ocazii la cele două porți, ba chiar plictisitor din acest punct de vedere, fiindcă situațiile au fost puține și de o parte și de alta. CS Mioveni a remizat 1-1 pe teren propriu cu Dunărea Călăraș la capătul unui meci în care oaspeții au marcat un gol neregulamentar, faza fiind trecută cu vederea de arbitru. Partida a fost condusă de Lucian Rusandru din Sfântul Gheorghe, iar în minutul 64 acesta a ignorat sfatul tușierului Lucaciu, care a văzut fault la portar în momentul în care Tudoran i-a luat mingea din brațe cu piciorul portarului Popescu și a înscris șutând pe lângă Șerbănică. Pur și simplu, centralul nu a vrut să se consulte cu asistentul și a validat golul Dunării. Galben-verzii au egalat în minutul 82 dintr-un penalti obținut de Rusu și transformat de Ișvan. Tot în repriza a doua, în minutul 57, centralul îl iartă de un cartonaș galben, care era al doilea, pe Vitkorski, după o intrare cu talpa din spate a acestuia la Rusu. Astfel, CS Mioveni a rămas pe locul 3 după acest joc, acumulând 44 de puncte. În etapa următoare, luni, începând cu ora 18:30, va juca în deplasare la ASU Poli Timișoara.